Domnilor și domnilor, suntem la știrea exactă pentru următoarea oră și jumătate. Eu voi fi gazda dumneavoastră aici la Global News. Vreau să îi salut pe invitații noștri de la această oră. Dorina Barcari, expert pensie, este alături de noi. Bună seara, doamna Barcari, vă mulțumesc că sunteți cu noi astă seară. Georgiana Teodorescu, coordonator AUR, avocat, dar și lector universitar, de asemenea alături de noi în studio. Bună seara, vă mulțumesc frumos. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitația. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Marius Tudor, consilier politic, este alături de noi prin legătură video. Domnule Tudor, bună seara, vă mulțumesc că v-ați alăturat discuției noastre în această seară. Seara bună dumneavoastră, domnilor, și vă mulțumesc pentru invitație. Așteptăm să ni se alăture dintr-un moment în altul și pe Dumitru Coarnă, deputat AUR, și pe doamna Marina Ion Alexandru, avocat. Imediat ce vom reuși să ne conectăm cu dumnealor, îi vom saluta. Ne uităm, iată, la gazele din Marea Neagră, care nu sunt pentru piața internă. Așadar, vedem că au ajuns la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris. Vestea că OMV Petrom a dat în judecată România la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris și cere noi reglementări în legea offshore a venit ca un trăznet, mai ales că tocmai se declarase comercial zăcământul și urma să se înceapă demersurile pentru exploatare. Dian Popescu, fostul consilier al Ministrului Energiei, ne spune însă că vestea nu este nicio noutate. Acțiunea împotriva statului român fiind intentată acum câteva luni. Actuala lege offshore nu impune piedici reale pentru exportul întregii cantități de gaze extrase, însă OMV vrea mai mult. Vreo surpriză în acest sens, doamna Teodorescu, mă îndrept către dumneavoastră apropo de această veste, iată, pe care o primim. Surpriză nu este și nu atât din punctul de vedere al tupeului nesimțit al celor de la OMV, care nu cunoaște limite, cât nu e o surpriză din partea guvernării. Și de ce spun chestia asta? Compania asta OMV, vedeți dumneavoastră, în anul 2022 raporta un profit de 260% mai mare decât profitul din anul precedent. Este aceeași companie față de care guvernarea a înțeles să o ierte de plata unei taxe de solidaritate. Da? În continuare facem și dăm tot ce ni se cere. Vorbim de resurse noi, nu sunt ale noastre, nu le exploatăm noi, nu beneficiem noi de ele, să beneficieze alții. Cine? OMV, alții, nu contează, important este să nu fie românii, că de când s-a dat legea asta, e total, cum să vă zic, trădare națională pe față, adică tot ce ține de resursele naționale ale țării nu aparțin țării. De fiecare dată când se găsește în mod surprinzător ceva bun în România, un zăcământ nou, o resursă nouă, că e gaze, că e orice altceva, petrol, nu contează. Din start nu sunt ale noastre. Din start aparțin altcuiva, că să vedeți că mai prelungim 15 ani acordul de exploatare peste noapte, deși nu stătea să expire acum. Le mai dăm încă 15 ani așa din pix, noaptea peste ca vreo 3 ani urma. Peste vreo 3 ani urma să expire. Dar să-l prelungim așa, să fim siguri de pe să acum, să nu se întâmple. Să stai liniștiți, păi da, se schimbă guvernările. Cum să nu? Adică noi ne-am ținut de cuvânt, da? Exact. OMV, vedeți că ne-am ținut de cuvânt. S-a schimbat guvernarea, dar asigurăm că totul bine. Totul o să fie bine pentru voi. Judecată pentru ce? Și ei ne dau judecată că mai vor ceva în plus. Să-și mai renegocieze în plus, să fie și mai bine decât este deja. Cu toate că n-au respectat contractul. Contează. Care? Ce n-au respectat? E totul bine, ei ce fac este perfect în România. Da. Noi greșim că nu le dăm mai mult. Și dacă s-ar putea să le dăm și gratis și dacă s-ar putea nu pe 15 ani, pe 100. Și ce le dăm gratis? Le dăm. Să le dăm pe 100 de ani ca să simplificăm situația, nu? Cel mai bine, adică de ce pe 15? În plină criză energetică, noi închidem unități de producere a energiei, dar facem atâta reclamă, vai panouri, vai mor de vânt, vai, 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 dar nu dăm voie la sistemele pirolitice, că am scăpat de gunoaie și trebuie să le mirosim toată vara. Nu trebuie să ne sufoce gunoaiele. Clar. Și atunci să punem problema că nu asta poluează, nu, trebuie să ne tăiem vacile, că alea poluează, gunoaiele nu. Și trebuie să numai să facem neapărat îngrădituri de oraș pentru mașini ca să se mai perceapă niște sume de bani când treci de colo-colo, că așa se termină și cu poluarea de la mașini. Și tot felul de cum să zic, eu zic că sunt tâlhării și trădări de interese naționale, pentru că este o tâlhărire a populației. Da, dar nu răspunde nimeni pentru asta, doamna Barcari. Vreau să o salutăm și pe Marina Ioana Alexandru. Doamna avocat, bună seara! Vă mulțumesc că v-ați alăturat discuției noastre. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit. Sper că se aude.
Vă și auzim și vă și vedem, totul este foarte bine. Domnule Tudor, după toate concesiile făcute, iată, prin modificarea legii offshore, compania austriacă OMV nu este pe deplin mulțumită, astfel că a dat în judecată statul român la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris, solicitând, iată, noi reglementări în actul normativ. Cum vedeți acest lucru? Haideți să vă spun cum văd acest lucru. Bine, austriecii au văzut și trădați în exprimare că suntem proști. Sau mai degrabă că suntem proști și trădători. Da. Pentru că acum 2 ani de zile, da, Guvernul României pur și simplu a spus RomGaz să înceteze să mai producă la capacitatea pe care o aveau, astfel încât prețurile să explodeze pe piața internă, da, să se liberalizeze piața. Și atunci OMV să aibă puterea prin atatul ăsta de exploatare să meargă în Marea Neagră, unde avem peste 200 de milioane de metri cu rezervă de gaze naturale, să exploate. Domnule Tudor, numai puțin, aș vrea să ori refacem legătura cu dumneavoastră, pentru că nu vă auzim foarte bine și e păcat, adică chiar e păcat de tot ceea ce ne spuneți și aș vrea să o rog pe colega mea, Simona, să facem cumva, ori îl resunăm pe domnul Tudor, pentru că nu se auzea foarte bine. Domnul Solomon, până refacem legătura, am și o chestiune pe care vreau să o spun și să fie foarte clară. Toată povestea asta care li se spune românilor de 33 de ani încoace, că noi trebuie să ne dăm resursele pentru că nu avem cum să le exploatăm noi. Nu avem cu ce, nu avem cu noaștere, nu avem specialiști. E o prostie, e o îndoctrinare pe care o fac niște trădători naționali. Absolut. De ce nu avem cu ce să exploatăm? Pentru că cheltuim banii aiurea pe diverse alte lucruri, pentru că guvernările care s-au succedat au fost preocupate cu șpăgi și cu alte interese de ale lor, de aia nu avem. Cum nu avem specialiști? Avem specialiști care se pricep la extracții de orice fel, care au lucrat în echipe mixte, în străinătate, așa este. Și care avem ingineri, cum nu mai avem facultate de petrol, de gaze în România, nu se mai face școală pe așa ceva? Cum nu avem? Ce este atât de complicat, în loc să cumpărăm tankuri second-hand, să cumpărăm ustensilele și toată tehnica necesară ca să ne scoatem singuri gazele. Și plătim în avans, că asta spun, adică, ce am vorbit aici, deci, la deci, de ce să le tot spunem lucru românilor că nu avem cu ce și nu avem cu cine? Ba, avem cu ce și avem și cu cine, dar nu ne pasă și suntem trădători de neam și de-aia suntem în situația în care suntem, că e mai simplu să înstrăinezi resursele și să-ți fie ție bine decât să le exploateze România și să-i fie bine românului. Că despre asta este vorba. România ar trebui să trăiască ca în sânul lui Avram, cu ce are, și ca inteligență umană, cum să spun. Noi ne-am demonstrat că suntem foarte buni profesioniști. Absolut, foarte bine pregătiți în toate domeniile. Dar ar trebui să ne batem joc de oamenii noștri, ori să-i infundăm. Eu vă dau un exemplu care pe mine m-a scos din una dintre exemple. A fost numită directoare la șantierul naval din Galați, o tânără, fostă maseză, care a făcut la o facultate de nișă și a absolvit-o cum a absolvit-o și a ajuns, nu știu ce o fi ajuns în sfârșit, și a fost numită directoare, adică tot șantierul ăla unde sunt ingineri, tehnicieni care au muncit ani de zile și cunosc problematica, cunosc tot șantierul ăla, stau să fie subalterni unei habarniste care printr-un concurs de interese a fost... Păi asta nu înseamnă distrugere. Tot clasa politică a alimentat aceste sinecuri. De 33 de ani încoace avem oameni necalificați la conducerea țării din vina clasei politice, care a înmulțit funcțiile de conducere, a înmulțit locurile de funcționari publici și tot așa, pentru amante, pentru surori, pentru soții, pentru pila lui X sau lui Y. De-aia avem așa multe. Da, explicații sunt, slavă Domnului. Vreau să-l salutăm și pe Dumitru Coarnă. Domnule Coarnă, deputat AUR, bună seara. Vă mulțumesc că v-ați alăturat discuției noastre. Luni 19 iunie 2023. Să fie într-un ceas bun. Doamne ajută, eu sunt convins că 2024 AUR este soluția câștigătoare. Altă variantă nu există. Am cântărit extrem de mult, credeți-mă, sunt un om rațional, sunt un om care a cântărit, a analizat și am luat această decizie în cunoștință de cauză și cu convingerea că în 2024 AUR este singura forță politică care poate să se bată de la egal la egal cu PSD-PNL, deși de multe ori lupta este inegală, pentru că aceste două mari partide dețin controlul în această țară, începând de la SDS, SRI,
media și așa mai departe. Finanțe. Deși n-aș fi zis, domnule Coarnea, pentru că în urmă cu o săptămână mi-amintesc, spuneați că sunteți foarte bine așa, independent și că vă simțiți foarte liber. Da, corect, zic, am spus că am cântărit bine, credeți-mă. Am cântărit bine, decizia a fost una rațională și una, nu una emoțională. Da, sigur, dar am gândit altfel. Eu toate proiectele politice și toată acțiunea mea politică în 2022, poate în 2021 la zi, chiar și când eram membru PSD, eu am făcut, în fapt vorbind, împreună cu AUR. Am materializat acele acțiuni politice, de la atacuri la curte, amendamente la legile justiției, la legile offshore, la cele 3-4 PLX-uri despre care tot am discutat împreună cu cei din Partidul AUR, deși eram neafiliat. Am lucrat extrem de bine, am lucrat aplicat. Îmi amintesc că am dezbătut chiar și aici, la Global News, de nenumărate ori. Și atunci am zis, domnule, haideți să materializez și îndrept, pentru că e nevoie, cred eu, de o forță politică care să vină cu tărie să se opună acestui grup de crimă infracțională care se numește Guvernul României, compus din PSD-PNL, să nu uităm de UDMR și de USR. O să vedeți ce organizație o să creez eu la Călăraș. Am vorbit cu domnul președinte Simion. O să încep cu județul Călăraș, unde mă leagă extrem de multe lucruri acolo. Deja am, fără lipsă de modestie, 400 de cereri am de înscriere acum în aceste zile de când am luat decizia să vin în AUR. Vineri o să fiu la Olteniță, sâmbătă la Călăraș și o să încep să materializez aceste lucruri și să creăm o forță politică care practic să se poată opună acestui colos care se numește PSD-PNL, pentru că îi fraudează extrem de clar în secțiile de votare. Eu sunt un om care vine din PSD și știu foarte bine cum fură, pentru că îi fură voturile extrem de bine. Vă dorim succes, domnule Coarnă, vă ținem pumnii. Doamne ajută! Și să auzim numai de mine. Trecem la subiectul nostru și mă întorc la domnul Tudor, pentru că am refăcut această legătură. Să sperăm că de această dată vă auzim bine, domnule Tudor. Vă rog, vă ascultăm. Vă dea Dumnezeu să mă auziți bine, că am multe lucruri de spus. E în regulă? E în regulă, vă rog, vă ascult. Dom'le, România, că vrem sau nu vrem să recunoaștem, a devenit o colonie a străinilor și începem să plătim din ce în ce mai mult tribut austriecilor. Păi după ce ne-au interzis intrarea în Schengen fix pe acest motiv, dar bazat cu o minciună cu migrația, oamenii ăștia încă au tupeul să meargă pe unde vor să meargă și să se plângă pe noi, pe resursele noastre și pe banii noștri, nu le permitem pe noi să se îmbogățească și mai tare. Care e problema lor? Că pe impozitul pe venit pe care îl vor înregistra pe exploatarea resurselor de gaze naturale prin Marea Neagră, vor trebui să lase vreo 60% în România și să ducă mai puțin în Austria, dacă trece filor. Acum eu mă întreb, dar Petromul care face parte din OMV Petrom și românașii de acolo, CPG, oare ce le spun eu, ce le spun ei, șefele respective care sunt oferite de presă, nici măcar nu au avut bunul să spună bună ziua în adresat românilor ca engleză. În 2022, AMV-ul a avut un profit net de 2 miliarde de euro. Mai mult de 2 miliarde de euro. Ori acum să investească vreo 4 miliarde de lei sau de euro, sau spus ei pe acolo, dar valoarea după extracție va depăși 40 de miliarde de euro. Păi 40 de miliarde de euro înseamnă cu 10 mai mult decât avem cu PNR. Dau un exemplu, așa, la întâmplare. Întrebând de ce nu au bani de pensii, de salarii sau de alocații, păi iată de ce. Pentru că în loc să dăm frâu liber unor companii românești care prin tradiția lor pot produce, dacă acest guvern ar investi, sau dacă guvernul din trecut ar fi investit cum trebuie, facem pur și simplu ochii mari și ne uităm, sau ei se uită nu ei cu de întâlnit, cum ne fură oamenii ăștia. De exemplu, și o să duc pe intervenție. Bune, există acest regulament european despre care vorbea și doamna avocat, reprezentanța avocatului, cu privire la taxa de solidaritate. Păi dacă României, guvernului PSD, PNL, USR, UDMR, care au mai fost de acolo, le păsau cu adevărat de țară, atunci luau regulamentul și transpuneau cum trebuie. Ei pur și simplu au spus acolo niște coduri caien, astfel încât un pe un să fie disculpat. Și de la taxa de solidaritate, și atenție, și de la datoria imensă, neplata redevență, cu peste 600 de milioane de lei. Da? Vă aduceți pe asta... Asta e manevra. Asta e manevra de litigiu. O să încerce o înțelegere. Uite, noi renunțăm la asta, dar renunțați și voi la alaltă.
în exclusivitate pentru Global News. Dom'le, acum 3 săptămâni de zile, OMV-ului s-au mai atribuit încă 10 perimetre din țara asta, de unde pot extrage gaze naturale. Da? Comerțurii au făcut niște cercetări și au aflat că în România mai sunt 10 perimetre de unde pot extrage. De la peste cu păzut și să extragă, că na, nu avem noi capacitate, au avut pieci. Totul e de petrol. Adică nu-i strigător la cer, și spunea domnul Coarnă că el crede, domnia sa crede în aur ca cea mai puternică forță politică. Să știți că și eu cred că așa va fi în 2024 și vă spun de ce. Pentru că partidul AUR este cel mai apropiat din toate punctele de vedere, dar mai ales din punct de vedere emoțional de românul de rând. În partid găsește felul de oameni. De la firul ierbit până la oameni competenți de calibrul doamnei avocat, de calibrul domnului Coarnă și mai sunt multe alte exemple pe care le pot enumera. Așa că eu cred că în 2024, cu atâția ani în care românii s-au pus chiar și în stradă suferința, situația se va schimba. Eu așa sunt încrezător pentru că văd că dragostea pentru Dumnezeu, pentru familie și pentru oameni sunt principii pe care partidul AUR pur și simplu le promovează, nu doar de ochii lumii, ci pentru că așa schimb inimile săi. Și asta e un lucru mare în ziua de azi. Da, domnule Coarnă, cu permisiunea dumneavoastră, doamna Alexandru, aș vrea să mergem un pic la domnul Coarnă. Știu că stă foarte puțin cu noi în emisiune și vă cer permisiunea să-i dăm cuvântul. Domnule Coarnă, Dian Popescu, fost consilier al Ministrului Energiei, ne spune că până la declararea ca zăcământ comercial, licența OMV a expirat de 2 ori, iar statul român ar fi trebuit să le ia zăcământul. Și ce face statul român? Și statul român, ce vă spunea și domnul Tudor, nu uitați-vă că a prelungit acel contract de concesiune care expira în 2027 încă 15 ani. 15 ani, da? Așa este, da. Da? A prelungit și contractul expira în 2027. Ce-i mână luptă să facă lucrul ăsta? Le e teamă că în 2024 vor pierde alegerile și atunci singur nu vor avea posibilitatea să prelungească aceste concesiuni. Deci a vrut să le asigure un loc călduț pe o perioadă? Nu, ei să-și asigure că aici... Pe 15 ani l-au prelungit. E reciproc. Ziua în care a fost votat în plenul Camerelor Reunite ale Parlamentului, spunea că e momentul să-și ia țara înapoi. Păi, prietene, cine a dus țara în altă parte? Nu tu ai dus-o? Uitați-vă cu câtă nonșalanță și cu câtă ușurință minte omul ăsta. Câtă formă din asta primitivă de ipocrizie zace în el. Ei au distrus România și acum vin și spun că ei sunt suveraniști și e momentul să-și recupereze țara. Păi nu! Voi ați dus-o în zona greșită cu legile offshore, Marcel Ciolacu inițiator, cu legile justiției, Marcel Ciolacu inițiator, cu acele 3-4 pe legi, 143-44-45, nu, Marcel Ciolacu PSD inițiator. Păi voi duceți țara în zona asta de distrugere totală și acum vin și spui că îți iei România înapoi când tu ai votat invers. Adică tu un fapt și în drept distrugi România, iar la nivel de vorbă, de comunicare publică, vii și spui că iei România înapoi. Plecați de aici, lăsați-mi în pace, pentru că voi ați distrus țara asta, PSD, PNL, UDMR și USR. Dar în special PSD, PNL și UDMR, care au gestionat România din 1990 la zi. Ei au distrus țara asta, de la Adrian Năstase, Ion Iliescu, până la Marcel Ciolacu. Despre ce vorbim? Adică are impresia că noi nu înțelegem aceste lucruri. Nu toată țara a văzut ce se întâmplă și cu salarii și cu pensii și cu toate resursele minerale pe care le-au cedat. Au cedat resursele minerale prin acel pericol 43. Tot ce mai avem acum în proprietatea publică a statului, de la hidroelectrica, nuclear electrica, Czech Bank, Ron Silva și așa mai departe, o să le facă SRL-uri și vor fi preluate de corporațiile străine. Asta a făcut Marcel Ciolacu, care vine și ne spune în plenul Parlamentului sau al Camerelor Reunite că e momentul să-și ia România înapoi după ce a predat-o. Ei au predat-o la cheie. Au cedat-o cu titlu gratuit. Câtă minciună și câtă ipocrizie. Cum poți să dormi noaptea, domnule Ciolacu, când știi că ai vândut viitorul copiilor și nepoților tăi, copiilor și nepoților noștri? Chiar așa, oare cum o dormi, domnul Ciolacu? Mă uit că domnul Dian Popescu a mai făcut o declarație și spune Dian așa. Dian Popescu este un mare specialist.
este unul dintre favoriții mei în tot ceea ce privește zona energetică, este un om care înțelege foarte, foarte bine aceste lucruri și eu de cele mai multe ori mi-am luat informațiile de la Dian Popescu. Vreau să îmi permiteți doar să citesc din declarația dumnealui și spune așa: mai este însă o problemă. Marcel Ciolacu, după ce s-a întâlnit cu cei de la OMV, ar trebui să se ducă puțin și în Bahamas, pentru că Romgaz a cumpărat cu $1 miliard de la Exxon, o firmă din Bahamas, care deține participația de 50% pentru perimetrul Neptun. Deocamdată nu s-a făcut transferul juridic în România. Probabil că trebuie să mai plătească, pe lângă cei 1 miliard și aproape 100 de milioane de dolari impozite și taxe pe acolo. Iar Bahamas este offshore, deci statul român are bani în offshore. Cam ciudat, deci, spune Dian Popescu. Doamna Alexandru, vin la dumneavoastră. Cum vedeți, iată, această declarație? Bună seara! Din punctul meu de vedere, această declarație, ca toate declarațiile făcute de către așa zișii noștri reprezentanți, pentru că am spus public și este deja de notorietate, ei nu mai au mandat, pentru că și l-au anulat, datorită sperjurului, jurământului mincinos pe care l-au făcut la investirea în mandat, iar faptele lor sunt dovada indubitabilă acestor susțineri ale mele și nu numai. Din punctul meu de vedere, orice vor declara ei, deci toate sunt, deci pierdem timpul cu declarațiile lor, pentru că încurcă ițele și mai mult, își aruncă pisica de la unii la alții, dau vina unii pe alții. Noi de 33 de ani asistăm fără putință de tăgadă la un act politic care a asasinat economic, cultural, social, identitar, din toate punctele de vedere, poporul român și România. Noi, ca să mai putem vorbi în acest moment despre o democrație reală și autentică, noi va trebui, da? Deci noi vom mai vorbi despre o democrație în România în momentul în care controlul absolut asupra actului politic va trece în mâna poporului, conform articolului 2.1 din Constituția României. Celor care pretind și sunt pretendenți la un nou mandat sau la un mandat din 2024, pentru ei va fi un test de credibilitate și de legitimitate vis-a-vis de faptul dacă vor trece acest test, vor lupta, nu că o să facem, ci de acum, din acest moment, până când vor intra în campania electorală, să pună mâna să facă și să inițieze proiecte de lege care să fie exclusiv pentru poporul român. Că această clasă politică majoritară o va trece sau nu va trece, dacă nu le vor trece, cu atât mai mult își demonstrează reaua credință și își vor pecetlui statutul de asasini economici și sociali și, cum am spus mai departe, mai înainte, poporului român. Deci nu mai există, noi nu mai putem continua pe linia pe care s-a continuat și să facem politica pe care s-a făcut timp de 33 de ani. Deci dacă nu se va înțelege că avem nevoie de o nouă paradigmă politică și o nouă abordare, nu avem ce să discutăm. Ceea ce trebuie să se înțeleagă este faptul că poporul clocotește, chiar dacă nu mai ies la meeting-uri, chiar dacă stau pe Facebook, pe TikTok și pe asta, deci oamenii au nevoie în acest moment ca să creadă ceea ce li se spune. Ori eu, de exemplu, ca electorat și în spatele meu reprezint o parte suficient de importantă din activismul civic, noi va trebui să fim convinși pur și simplu de fapte, nu de vorbe. O să facem, nu mai ține pentru nimic în lume. Da?
Da. Nu, nu, se pune problema, o să facem, ne dorim și ne gândim. Nu ne gândim, nu o să facem, nu nimic. Sunt lucruri, am spus că voi ieși public cu niște soluții și le voi pune pe masa tuturor partidelor politice și în momentul ăla va fi o cotitură care va înțelege, pentru alte soluții, eu le știu proiectele tuturor. Și la aia și la aia, parlamentari, neparlamentari, la toți. Pentru că sunt în mijlocul lor de 7 ani de zile și văd despre ce este vorba. Mă uit la declarația lui Dian Popescu, doamna Alexandru, care spune pentru că nici Exxon, nici OMV nu au respectat termenele pentru declararea comercială a zăcământului, spuneam că statul român ar fi trebuit să ia perimetrele prin Romgaz, ne spune Dian Popescu. Le plăteam 1,5 miliarde de dolari pentru cheltuieli, că atât au cheltuit oficial. Potrivit declarației financiare, OMV a cheltuit 750 de milioane de dolari, jumătate din participație, iar Romgaz a plătit peste 1 miliard de dolari pentru partea Exxon. Cea mai bună soluție ar fi fost însă să nu le ia nici redevențe, nici taxe, ci să împartă producția cu România. Eventual, un procent de 30% din producție să revină țării noastre. Iată, mai precizează Dian Popescu. Domnule Tudor, cum vede? Mi se pare o soluție care ar putea fi ușor de pus în aplicare dacă politicienii zilor noastre, cei care conduc în acest moment țara, și-ar fi dezvoltat de-a lungul timpului voința politică de a pune interesul cetățeanului înainte de interesul personal. Sigur că da, doamne, legea asta offshore, din păcate, dacă are și beneficii, pentru că nu a în cazul OMV-ului, are mai multe dezavantaje, pentru că pur și simplu ne-a sărăcit atât de resurse, cât și din punct de vedere financiar. Nu are rost să intrăm în detalii și nu să fim foarte tehnici, pentru că oamenii trebuie să ne înțelegă. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, cuvântul la ordinea zilei de azi este așa. Naționalizare, dar în sensul bun al cuvântului. Acum am resursele mele, da? Iască o trăire vale, existente pe teritoriul Uniunii Europene se regăsesc în România, în apă și în sol și peste tot unde vreți dumneavoastră. Deci dacă din punctul acesta de vedere suntem cea mai bogată țară din Uniunea Europeană, mă întreb eu ca orice om cu minte normală la cap. De ce am ajuns să fim dacă nu cea mai săracă țară din Uniunea Europeană? De ce? Răspuns și de ce am o răspuns. Pentru că, din păcate, aici, la nivelul Uniunii Europene, în Consiliul Uniunii Europene, sau în Consiliul European, oamenii care ar fi trebuit să ne reprezinte cu demnitate, curaj și responsabilitate, de prea multă vreme s-au făcut prești în fața vesticilor și tot în vreo aici, francezi, poate austrieci. Și au trădat. Au trădat pe față cu o prăznicie și o ostentație. Pentru că, aduceți-vă aminte, reprezentanta noastră, doamna Macovei, care a cerut să fie pedepsită România, ce reprezentant a unei țări cere pedeapsa țării lui? Chiar să doamna, fost într-o situație tași din gură. Vă mai spun un singur lucru. La nivelul Parlamentului European există un exemplu istoric de trădare națională în partea unui grup de eurodeputați români de sorginte neomarxistă și știți foarte bine la ce mă refer. Poftim! Rezoluția spune așa, că României trebuie să se interzică accesul la fonduri europene pentru că, ghilimele și virgulă, corupție. Stați mă mine că în 2017 și ați condus România. Cum adică, un cetățean care bătește și care primit bugetul Uniunii Europene în care are miliarde și miliarde de lei nu au voie să mai iau bani înapoi pentru că tu, politician, ai abuzat de corupție și te-ai băgat și pe stânga și pe dreapta, acum cei care trebuie să plătească sunt tot românii de rând. Există ceva tipin sau responsabil într-o astfel de atitudine? Nu credeți dumneavoastră de prea multă vreme majoritatea sau foarte mulți dintre politicienii care s-au perindat pe la firma țării vremelnic au devenit adepții celui roșu, coarne, adică capului. Bine, România asta, prin tradiția aceea strămoșească, este o țară creștin-ortodoxă, credință în Dumnezeu și dragoste de familie.
cred că a venit vremea ca aceste două valori să se regăsească și în alegerile oamenilor din 2024 cu o singură condiție. Să nu mai ne aplecăm asupra litrului de ulei sau programului de zahăr, că trebuie să fim corect până la cap. Și să alegem cu inima și cu responsabilitate, dacă nu pentru noi adulții, măcar pentru copii și pentru nepoții noștri și nu sunt deloc populist. Dacă ne-am gândit așa, domnule Tudor, dar oamenii sunt atât de săraci în țara asta... Nu, sunt săraci, dar vă spun eu. Asta e și o formă a omului simplu foarte corect. El a primit de la tâlharul ăla un chil de zahăr și un chil de ulei și nu poate să-l mintă. Pentru că dacă n-ar fi fost un suflet curat, exact, ar fi zis dăm și uleiul, dăm și zahărul, dar eu votez cu altul. Dar când el vorbim? Este cinstit. În simplitatea lui, în modestia și în sărăcia lui, a fost Are. Ajutat cu ce... Așa că legea electorală trebuie să pedepsească astfel de abordări, da? Când merge primarul într-o comună înconjurat de prietenii și colegii săi care țin din întâmplare, zic ei, cât o Biblie pe la sub braț și mai au prin buzunarul drept pe 100-200 de lei, Toate lucrurile trebuie sesizate și pedepsite din punct de vedere penal drastic. Dar aici trebuie să intervină responsabilitatea și curajul cetățeanului care este pus în această situație forțat. Nu de bunăvoie, că 30 de ani... Simpli nu pot. Așa este. Domnule Coarnă, știu că trebuie să vă retrageți și înainte de a vă mulțumi... O să rămân până la Schoenfeld. Este adică minunat atunci, mă bucur. Știu că meritați lucrul ăsta și o să rămân până la Schoenfeld. În regulă, doamna Teodorescu, vă rog. Când vorbim de procente de-astea de 30%, adică sunt resursele tale și tu primești 30%. Nici 50, așa. Trebuie să ne reamintim că pe vremea lui Ceaușescu, deci în ziua de azi, s-a ajuns mai rău decât la negocierile cu comuniștii. Da. Și de ce zic asta? Pe vremea lui Ceaușescu, România avea acorduri cu diverse state din Africa. Trimitea Ceaușescu specialiști, tehnică, exploatații, ței, diverse alte resurse, diamante, nebunii, în orice caz. Existau un deal, niște contracte. 50% cereau comuniștii. Deci... Ceaușescu trimitea oameni, trimitea utilaje, îi ajuta pe aia să exploateze pentru că nu aveau cum, nu aveau tehnica necesară și lua 50%, nu 70%. Bine, domnul Dian Popescu propune ca măcar un procent de 30%, da, să revină. Mi se pare că sub 50% este stupid. Asta spun, adică la ce am ajuns? Adică dar nici măcar cele 30%? Sigur că nici alea nu sunt garantate. Nici pe alea nu le avem. Domnule Coarnă, cum vedeți asta, vă rog? Am discutat cu domnul Popescu, este varianta optimă pentru poporul român pentru că este mult mai mult decât acea redevență pe care are obligația OMV Petrom să o plătească către România prin producție directă, pentru că 30% înseamnă o dublare a aportului pe care OMV Petrom trebuie să vină către statul român. Am făcut calcule cu Dian Popescu și e soluția optimă. Dacă guvernul României ar cântări bine, dar din păcate a cântărit pentru OMV Petrom. Acea redevență este extrem de mică, cea mai mică redevență din lume, o plătește OMV Petrom către guvernul României și știu că au și o restanță de câteva 10.000 sau chiar 100.000 de euro pe care nu le-au plătit către milioane, scuze, de euro pe care nu le-au plătit către bugetul public. Da, era varianta optimă cu 30% din producție în natură să vină către statul român. Am făcut calcule, mi-a explicat Ian Popescu că și eu la început am fost sceptic, la fel ca și dumneavoastră, mergeam pe 50% și mi-a arătat pragmatic, rațional cum și cât ar fi convenabil pentru ambele părți, iar 30%, dacă reușim să facem contractul ăsta, ar fi extrem de benefic pentru România. Da, deocamdată am ajuns să negociem așa și să ne dorim negociem. 30% după 33 de ani de guvernare eșuată în România, în care a fost adusă România în acest pas. Pentru că dacă în 33 de ani s-ar fi dezvoltat România ce și s-ar fi dezvoltat atunci, industria, avut 8 platforme petroliere maritime. Unde sunt alea? Unde și cine lucrau pe ele? Alții? Nu românii? Nu românii le-au făcut? Nu românii le-au exploatat? Ce tot umblă cu prostii? Că noi n-aveam, nu puteam. Cum n-aveam? Pe nu mai avem. Dați puțin ca să ne înțelegem. OMV Petrom, experiență zero în exploatare. Uitați-vă ce experiență România. Uitați-vă că e un paradox, nu știu dacă undeva în lumea asta s-a mai întâmplat, ca peștele mic să înghită peștele mare. O societate cu 5.000 de angajați a înghițit una cu 50.000 de angajați.
cu experiență în exploatare. Uitați-vă unde fura firmele din România, în Irak și așa mai departe. Știți mai bine decât mine. Uitați-vă că de 4 ani, de 5 ani de zile, acest OMV Petrom ne-au dat o gaură. Avem zăcământul de la Caragele, care practic ar duce la zero, dacă vreți, dependența energetică a României. Adică, practic, România, timp de 3 ani de zile, ar fi îndestulată cu zăcământul de la Caragele. Dar l-au cedat și acela prin legea offshore, pentru că au introdus și onshore-ul și cazele terestre la adâncimea mai mare de 3.000 de metri. Le-au dat și Caragele austriecilor. Asta a făcut domnul Marcel Ciolacu, că el este inițiatorul legii. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Kelemen Hunăr și Pank Bucian. Ei au modificat legea offshore și au cedat și zăcământul de la Caragele. Și acum vine să ne spună așa, într-o formă supremă de ipocrizie, că el vrea să ia țara înapoi după ce a cedat-o. Ce să mai ai, domnule Ciolacu? Nu mai e nimic decât vorbești. Pentru că faptele te-au dus în zona de trădare națională. Eu vă arăt inițiativa legislativă. Eu am făcut amendamente la acea lege offshore printr-un parlamentar AUR din Comisia de Specialitate. Am vorbit cu domnul Simion, am depus amendamentele și l-am susținut în plenul Camerei Deputaților. Singurii care au votat amendamentele mele au fost deputații AUR și câțiva din neafiliați. În rest, nimeni nu le-au votat. Asta e Marcel Ciolacu. El a inițiat și legile offshore și legile justiției. Bineînțeles că am fost în acele comisii ca autor de amendamente la legile justiției. Marcel Ciolacu a trădat Constituția României. Marcel Ciolacu și PSD au plătit sau au predat suveranitatea națională prin acele 3 legi ale justiției care au fost modificate în noiembrie-decembrie 2022. Eu am făcut amendamente. La fel am avut suportul celor 2 deputați AUR care erau în comisie, domnul Muncaciu și doamna, îmi scapă numele, din Republica Moldova, cu care am colaborat foarte bine și mi-au susținut amendamentele, pentru că de multe ori eu nu aveam voie să mai depun nefiind membru al comisiei, dar ei mi le preluau. Deci asta a fost. Nu sunt povești, sunt lucruri pe care le-am făcut. Marcel Ciolacu, care se plânge de greaua moștenire de pe care a primit-o. De la cine a primit-o? Că doar nu i-am dat-o eu. Doamna Alexandru m-a ajutat enorm de mult în toate inițiativele legislative și mulțumesc și pe această cale. Este unul dintre cei care m-a ajutat. Mulțumim toți, doamne Alexandru, pentru pozițiile corecte și clare pe care le are. Pentru că e o raritate ce dânsa. Bine, și doamna, mai sunt câțiva, nu i-am enumerat pe toți persoane să cupere pe mine. Dar doamna Alexandru a fost și rămâne un om foarte categoric. Apropiat mie, așa, pe mine m-a câștigat. Păi pe cine să nu câștige, că este o persoană corectă. Aș vrea și eu să fac o completare la ce a spus și domnul Coarnă. Mulțumesc, domnul Coarnă, pentru apreciere. E reciproca aprecierea. Ce vreau să spun? Să nu uităm că România, nu, de când am intrat în Uniunea Europeană, deci reprezentanții, nu România, deci să facem distinția între România, poporul român și acești reprezentanți, care niciodată nu au folosit niciuna dintre pârghiile legislative ale noastre ca stat suveran, național și independent, membru cu puteri depline al Uniunii Europene. Niciodată, deci s-a înghițit și lucruri care au fost date, de exemplu, cu titlu de recomandare de către Parlamentul European, de către Comisia Europeană, au venit imediat, s-au venit și au fost implementate ca și când ar fi fost un dat. Noi de acum încolo avem de a ne proteja de tot ce vine din afara României și de asta am spus și altă dată că trebuie prin referendum să fie trecute, cum ar fi trebuit și cu acea convenție de la Istanbul, dacă vă mai aduceți aminte, care a fost ratificată de Parlamentul României în timpul guvernului Cioloș. Nu a știut nimeni nimic de ea, ne-am trezit cu ea pe cap și dată publicității după a izbucnit în 2018, când a fost situația cu referendumul pentru familie. Și ca acest exemplu sunt multe, multe alte exemple. De aceea nu poate să vină nici Marcel Ciolacu, nici nimeni, pentru că ei s-au perindat în 33 de ani la guvernare sub diverse denumiri și au făcut pui, puiuți și apendice alte partide partidulețe. A fost electoratul fracturat de fiecare dată. Ori în momentul acesta suntem într-o situație în care de acum până
înainte de alegeri trebuie punctate niște lucruri și chiar e o bucurie dacă ăștia nu percutează, pentru că se va dovedi minciuna, înșelăciunea de care această coaliție guvernamentală a făcut uz în acești 33 de ani. Da, aș vrea să vă propun să trecem și la subiectul următor, pentru că timpul se scurge foarte repede și de această dată, așa cum remarc uitându-mă la ceas. Vedem, iată, că Uniunea Europeană vrea să spioneze jurnaliștii în numele securității naționale. Un prim proiect de lege al Uniunii Europene pretins pentru protejarea libertății presei a trecut miercuri un prim pas crucial, cu un acord între statele membre, dar prevederile care lasă ușa deschisă spionării jurnaliștilor în numele securității naționale ridică îngrijorări, iată, informează AFP conform Ager Press. Textul prevede o serie de măsuri sub pretextul apărării pluralismului și independenței mass media în fața amenințărilor tot mai mari, atât interne cât și externe, la adresa Uniunii Europene, a subliniat ministrul suedez al culturii, a cărei țară deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. Și ne uităm că la o reuniune a ambasadorilor celor 27, doar Polonia și Ungaria, țări criticate în mod regulat din cauza controlului puterii asupra mass media, au votat împotriva textului, care conține cerințe de transparență privind proprietatea mass media și atribuirea publicității de stat. Este o ușă deschisă abuzurilor, din punctul meu de vedere. Absolut. Presa trebuie să fie liberă, să fie independentă. În momentul în care controlezi tot ceea ce face presa și ai acces la toate informațiile la care are acces presa, inclusiv la sursele pe care le are presa și care poate să și le păstreze anonime, în momentul ăla o controlezi, nu mai este independentă, nu mai este liberă. Din punctul ăsta de vedere, ar fi trebuit ca și România, prin ai noștri reprezentanți, să aibă o reacție. Nu doar Polonia, da? Și Ungaria. Dar știți cum e, la noi presa oricum e discutabil dacă este sau nu este independentă, în condițiile în care marea majoritate a presei din România e hrănită politic. Vom avea o presă independentă în momentul în care nu se vor mai da bani de la partidele politice către presă. Înțeleg că presa trebuie să aibă o sursă de finanțare, dar mai bine îi dă statul român direct banii decât să dea statul român partidelor și partidele apoi să-și cumpere simpatia de la presă prin contracte grase cu diversele trusturi de presă. Da? Că asta se întâmplă în momentul de față în România. Avem o presă care este legată umbilical de partidele politice și, în general, de cele care sunt la guvernare, că alea au mai mulți bani și, prin urmare, plătesc mai bine. Păi cine nu plătește la presă, sigur, dacă nu dai bani la presă, nu te vorbește de bine sau nu te vorbește deloc, nu existi în țara asta. Da? Deci, în România, oricum, nu avem o presă independentă. Și atunci, probabil, ce-ar fi zis reprezentanții țării? Păi și așa nu e independentă. Ce mai contează că măcar să o ținem oficial. O mai și controlăm. Să o ținem oficial sub care e problema? Păi, oricum s-a dus de mult independența. Da. Vă rog, doamna Barcari, cum vedeți, iată? Concluzia este că oriunde își bagă nasul politica, politicul, sistemul politic, acolo se alterează lucrurile. Devin sufocante, devin în defavoarea majorității, pentru că aici, politicul la noi, este joc de interese meschine între grupări. Asta este clar. Și o simțim în toate domeniile. Și inițial, dacă vă aduceți aminte, s-a pus problema că o serie de instituții ale statului trebuie să nu fie sub influență politică. Era poliția, armata, calea ferată, transporturile și mai departe. Între timp, ele sunt și ele sufocate de politic și au luat o razna și s-au degradat și au creat probleme și nu ne mai descurcăm că suntem încurcați de nu mai știm pe unde să scoatem cămașa. Și uitați-vă că sunt personaje clar care nu că n-au contribuit cu nimic, au distrus. Sunt puse la loc să distrugă în continuare și să nu fie deranjate. Pe mine asta mă disperă. Eu, fiind inginer feroviar, îmi fac probleme cu sistemul feroviar, care este distrus zi de zi de zi de zi de oameni care invocă politicul sau de oameni puși în posturi decizionale foarte importante și care sunt habarniști 100%. Și care încurcă tot, distrug tot, fără nicio emoție. Ne-au fost distruse în sistem feroviar obiective de o valoare inimaginabil de mare și care nu fac altceva decât să tragă lanțul de distrugeri mai departe și mai departe. Nu văd
ce le folosește românilor sau României chestia asta? De ce? Ce avantaj are Europa că noi ne distrugem niște sisteme industriale favorabile? Asta este interesul nostru. Domnule Tudor, compromisul convenit miercuri lărgește posibilitățile de excepții și insistă asupra, citez, responsabilității statelor membre în protejarea securității naționale. Stimată doamnă, regulamentul ăsta a fost conceput în 2019, în momentul în care Ursula von der Leyen a preluat șefia Comisiei Europene. Eu aș să putrea astfel. UE vrea să spioneze securitatea națională prin intermediul jurnaliștilor și vă dăm un exemplu concret în acest caz. Bine, uitați-vă dumneavoastră în spațiul public, de câte ori ies oamenii ca noi, și vorbesc despre suveranitate națională, despre dragoste de țară și cu țara pe primul loc, sunt catalogați ca fiind extremiști. La un moment dat, pentru că România și Ungaria au votat împotrivă, dau exemplu Ungaria. La un moment dat, Orban al Ungariei, pur și simplu, a interzis jurnaliștilor să nu mai folosească sintagma în articolul său de presă a părinte 1, părinte 2, femeia bărbat sau bărbatul femeie bine, și așa mai departe. Din acest motiv a venit Uniunea Europeană și a interzis accesul la fonduri europene lui Orban, care pur și simplu făcea ce facem și noi și ce ne dorim și noi. Asta. Familia să fie promovată, dar fiind formată dintre mamă și tată, ca să procreăm și așa mai departe. Da? Deci, din punctul meu de vedere, sub grija perfidă pentru jurnaliști, nu se promovează altceva decât un soi de instrument de manipulare și control la îndemâna Uniunii Europene, prin care jurnaliștii să promoveze noile practici sau valori neomarxiste, cum ar fi familia formată din bărbat-bărbat, femeie-femeie și alte chestiuni care nu suntem de acord, cum ar fi carnea făcută în laborator, cum ar fi consumul de insecte fără număr, așa ca informație și acum Agenția Europeană pentru Siguranță Alimentară se discută despre o rapoarte prin care alte insecte să fie puse piața alimentară pentru consum uman. Deci sunt lucruri prin care oamenii ăștia pur și simplu își dau arama pe piață și sub falsa asta îngrijorare pentru jurnaliștii, ca și dumneavoastră, care faceți de altfel o treabă excelentă pentru că spuneți lucrurilor pe nume, pur și simplu ne îngreunează nouă munca de a promova ce a rămas normal și încă omenesc în zilele noastre. Da, mă uit că Federația Europeană a Jurnaliștilor, care reunește 71 de sindicate și asociații profesionale din 45 de țări, a denunțat de asemenea o lovitură dată libertății presei. Domnule Coarnă. Încet, încet, dacă nu suntem atenți, o să fim readuși în dictatură, dar într-o formă mult mai perversă, mult mai grea, mult mai gravă. Adică eu am trăit în anii 70-80 într-o dictatură, știu foarte bine ce drepturi nu aveam, știu foarte bine ce am îndurat. După 90 ne-am bucurat, avem libertate de mișcare, libertate de expresie. Încet, încet suntem readuși în dictatură. Trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că dacă nu reacționăm, lucrul ăsta se va întâmpla. Uitați-vă că marile trusuri de presă din România nu reacționează, se conformează. Și atunci noi suntem într-un pericol major. Ungaria, Polonia au altă atitudine la nivel de conducător, la nivel de șef de stat, pentru că ei au cu adevărat șef de stat. Ai noștri sunt niște marionete, niște cozi de dobor care practic lovesc poporul român în moalele capului. Asta face Marcel Ciolacu, asta a făcut Nicolae Ciucă, asta face Klaus Werner Iohannis, asta a făcut Adrian Stase, asta au făcut cu toții. Ne-au lovit în moalele capului cu acele probleme, implementări, directive europene, pentru că încet, încet România a fost distrusă cu această abordare, cu această dictatură a Bruxellesului. România astăzi este într-o dictatură a Bruxellesului. Dacă nu ne trezim, s-ar putea să nu mai avem posibilitatea să putem să vorbim, să comunicăm, să ne mișcăm liberi. O să fim închiși în acele orașe, cum le numesc eu, închisori de 15 minute, nu o să mai avem libertate de expresie și așa mai departe, pentru că asta se întâmplă, în fapt. Încet, dar sigur, mergem către dictatură.
o dictatură, o formă extrem de periculoasă. Uitați-vă ce se întâmplă în școli, uitați-vă ce se întâmplă cu introducerea acestor concepte de gen. Nu mai avem familie tradițională, avem alt tip de familie, părinte 1, părinte 2. Toate aceste lucruri, într-un fel sau altul, de o parte a societății noastre și de o parte importantă a mass media, au fost acceptate. Noi cei care am încercat să mai scoatem în evidență aceste lucruri și să ne opunem cu tărie acestor abuzuri și reintroducere unei forme de dictatură, am fost catalogați ca fiind, nu știu, putiniști, nu știu, orice altceva decât un român care încearcă să-și păstreze suveranitatea, să-și apere familia, să-și apere libertatea, să-și apere proprietățile. Asta facem noi, asta fac eu. Eu mi-apăr suveranitatea, vreau să apăr familia, vreau să apăr biserica, vreau să apăr libertatea de mișcare, libertatea de expresie, să protejez resursele, să ne recuperăm resursele. Categorii. Asta înseamnă să ne luăm țara înapoi, domnule Ciolacu. Nu cum faceți voi. Păi nepotul domnului Ciolacu are niște afaceri cu OMV Petrom, oare e ceva întâmplător? Adică nu sunt toate așezate doar pentru binele lor și distrugerea acestui popor? E clar că e o formă clară de abuz. E clar că acolo vorbim de reintroducerea dictaturii, pentru că în momentul în care ai îngenunchiat presa, totul se năruie. Totul se duce. Nu comunici, nu existi. Exact. Eu vreau să pun problema și altfel. Nu se pune problema să-i excludem pe cei care au asemenea pretenții cu părinte 1, părinte 2, ci sunt eu pun problema să nu fiu eu exclusă. Pentru că majoritatea este scoasă din context în favoarea unei minorități care își manifestă niște mofturi și niște pretenții absurde. Treaba lor să apară pe documente părinte 1, părinte 2, dar să apară și mamă și tată. Să apară pe documente gen, dar să apară și femeie și bărbat. Și atunci să nu mă discrimineze pe mine, majoritate fiind. Ei vor să-și creeze o identitate, eu o am creată și să mă respecte. Și atunci o să vedeți că singuri vor decide să renunțe la asemenea mofturi, pentru că dacă nu ne exclud pe noi, ei ies în evidență și mai degrabă atunci vor avea de suferit. Dar privește, ei au vrut ei să pățească, dar să nu ne excludă pe noi, pentru că noi suntem cu o identitate creată de milenii care trebuie să fie respectată așa cum se găsește acum și cum a fost dintotdeauna. Noțiunea de mamă, de tată, de femeie, de bărbat și de familie sunt noțiuni încărcate cu sacralitate, de care n-are voie să se atingă nimeni. Corect. Doamna Alexandru, pentru că mă întorc la subiectul nostru și văd declarația directorului Federației Europene a Jurnaliștilor, care spune așa: adăugarea unei derogări bazate pe securitatea națională pune jurnaliștii într-un pericol și mai mare și creează un efect de descurajare asupra avertizărilor de integritate și altor surse. Da, aici este foarte important să avem în vedere următoarele aspecte. Presa, să nu uităm că este unul dintre mijloacele prin care se manifestă și se împlinesc acele drepturi constituționale inviolabile, astfel cum spune și Constituția României, dar și Constituțiile altor state, acela de libertate de exprimare și accesul la informație. Deci libertatea de exprimare, și noi avem în articolul 30 din Constituția României, unde este vorba și despre presă, pentru că exprimarea liberă prin toate mijloacele de comunicare publice, și avem la punctul 2 din articolul 30, care spune imperativ că cenzura de orice fel este interzisă, iar în articolul 31 avem specificat următorul aspect, că informația trebuie să fie corectă și completă. Ori în ceea ce privește presa ca un mijloc foarte important de comunicare al informațiilor, informația trebuie să fie corectă, completă, etică și morală, deci dată în condiții de etică și moralitate, de neutralitate și imparțialitate. Motiv pentru care de asta și dumneavoastră, în emisiunile dumneavoastră, pentru că este prevăzut și în legea audiovizualului, când vorbești, dezbați despre o temă, chem și de o parte și de alta, cu păreri pro și contra despre tema respectivă.
ori sub egida, pentru că această perioadă a pandemiei a demonstrat că cei care au venit și au spus și alte informații decât directivele venite pe ordini politice, aici vorbim despre manipularea consimțământului, pentru că presa este un mijloc eficace de manipulare în condițiile în care este subordonată acestei, vezi, Doamne, sub egida Securității Naționale. Păi nu este vorba despre securitatea națională, este vorba de securitatea celor care ajung să manipuleze consimțământul prin toate mijloacele viclene și când prin presă, deci vin oameni care prin studii, prin probe, prin tot felul, deci, da, demonstrează că cei care au venit cum a fost cu țepuirea la hectar, da? Iată că prin tot în intermediul presii, prin se vorbim de toate felurile, s-a evidențiat faptul că această țepuire la hectar cu serul experimental de fapt este nocivă și că de fapt s-a vrut altceva. Și e de notorietate treaba asta, da? Și atunci, sub egida Securității Naționale, adică sub egida securităților, că nu-și mai pot pune planurile în aplicare, trebuie subordonată și trebuie închisă această libertate de exprimare și accesul la informații. Doar cele care vor ei să fie date. Și de ce vă spun treaba aceasta? Pentru că atunci când am lucrat la amendamentele pe legea vaccinării întregii populații din România și cer să verificați ceea ce vă spun, să vă duceți să căutați pe site-ul Camerei Deputaților PLX-399 din anul 2017, veți găsi acolo la articolele specifice presei, pentru că se spune că presa voiau să oblige să dea informații, dar au obligat-o pentru că au extras de acolo și am regăsit în acele hotărâri de prelungire de stare de alertă de nu știu ce, să dea doar anumite informații, iar la televiziuni, că aveam și o modificare a legii audio-vizualului la vremea respectivă, să fie acceptați doar cei care sunt acreditați sau acceptați de către guvern sau de către minister, adică medici sau alte persoane care ar putea să vină să dea informații și alte informații decât cele pe care le vor ei. Deci pericolul, deci noi suntem într-un pericol și securitatea națională și a vieții individuale este atacată și într-un pericol extraordinar dacă astfel de reglementări vor trece și vor căpăta statut imperativ de lege. Pentru că noi nu vom mai avea acces liber la exprimare, iar cei care vor putea să dea informații corecte și complete vor fi interziși. Și să nu uităm că asta e doar o piesă de puzzle, deoarece avem modificări în codul penal și am văzut că este acel PNI numai 139, sau să nu dau o cifră greșită, un număr greșit, domnul Coarnă poate să ne confirme sau să infirme ce spun eu acum cu numărul. Dar, deși au venit cu niște modificări la codul penal, modificări bune, la sfârșit bagă una aliniată în care dacă defăimezi sau denigrezi, fără să se specifice, da? Deci, adică dacă vii și spui public niște lucruri, deci se poate interpreta orice, deci poți să fii arestat dacă vii și spui și nu ești în concordanță cu sistemul. Deci, atenție maximă. Și mai sunt și alte modificări și îmi permit cu toată autoritatea să spun treaba aceasta, pentru că fluxul legislativ de la Camera Deputaților mi-a trecut în toată perioada asta în mână cu opțiuni de vot și cu și știu exact ce vorbesc. Și eu și colegul meu, Adrian Aciu, e cunoscut cu acesta. Deci, atenție maximă. Trebuie să ne opunem cu toate mijloacele legale și cu toată autoritatea ca stat puter de pline al Uniunii Europene, ca să nu se voteze și trebuie informată populația cu privire la acest lucru. Pentru că consimțământul este miza la toată această luptă pe toate planurile, din toate direcțiile, adică ca persoana să nu mai poată, noi ca oameni să nu mai putem dispune de propria noastră persoană. Și atunci se încearcă prin toate mijloacele. Că este problemă de familie, de educație, de, iată, PLX 145,
este o problemă de economie, de legislația muncii. Deci toate sunt piese de pază în care converg către același nucleu. Noi, ca oameni, ca cetățeni, și să nu uităm că avem drepturile naturale, va trebui să discutăm despre lucrurile acestea, pentru că peste drepturile naturale ei vor să le scoată să nu mai existe. Nu, nu le pot scoate pentru că nu-l pot scoate pe Dumnezeu din existență și din ecuație. Iar ei, de fapt, nu se bat cu noi. Ei se bat cu aceste puteri cerești nevăzute, dar care sunt de surgință divină autentică a Dumnezeu Tatăl Ceresc. Deci astea nu le putem disocia, pentru că noi suntem un întreg văzut și nevăzut. Iar ei caută să ne disocieze partea noastră spirituală, duhovnicească, să disocieze de partea lumească, socială, biologică, nu știm noi ce-i dincolo, ba știm foarte bine. Și drepturile naturale sunt sacre, iar dreptul la informare, libertatea conștiinței și de exprimare sunt de drepturile naturale ca multe alte drepturi. Da? Da. Știți ce mă întreb? Mă întreb cum s-ar fi desfășurat și care ar fi fost rezultatul referendumului care s-a ținut în Marea Britanie înainte de Brexit, dacă la acel moment presa ar fi putut fi controlată după acest criteriu. S-ar mai fi făcut oare Brexit-ul? Ar mai fi avut voie presa care a fost pro-Brexit să promoveze toate articolele pe care le-a promovat în perioada respectivă? Iată, este o întrebare. E o întrebare. Și mă uit că mai sunt și alte subiecte controversate aflate în discuție, care includ problema moderării reportajelor și altor articole de presă de către platforme online, precum Twitter sau Facebook. Și am discutat chiar zilele trecute despre faptul că Ministerul Afacerilor Externe vrea să cumpere un sistem IT bazat pe inteligență artificială care să monitorizeze în timp real conținutul online de pe platformele de social media, site-uri de știri, bloguri, dar și conturile celor mai influencer, jurnaliști, celebrități, demnitari. Și scopul, spun ei, este detectarea, analizarea și combaterea așa zisei dezinformări și a propagandei. Adică să le spunem oamenilor doar ce trebuie să audă. Asta înseamnă. Doar, în traducere. Cine hotărăște ce trebuie să audă? Hotărâm noi, sigur. Păi da. Asta înseamnă. Mă preocupă un lucru. Dacă observați, în majoritatea acestor propuneri, că jaloane, că peleixuri, că ce-or fi, apare un cuvânt obsesiv, monitorizare. Trebuie să fie monitorizați părinții, trebuie să fie monitorizați jurnaliștii, trebuie să fie monitorizați... Nu știu cine n-o să mai fie monitorizat. Dar cea mai mare durere pentru mine ca părinte e că printr-o lege se înființează un observator al copilului. Despre ce vorbim? Eu înțeleg că între noi au fost luați doi copii. Și în Franța la fel, o familie de romi și a pierdut patru copii din cauza copiii. Păi asta se pune problema, că în familii foarte sărace sunt luați copiii. Nu se pune problema iar ajutorării familiilor sărace. Iar comunitatea pe care eu reprezint, comunitatea romilor, este cea mai săracă din țară, ca să ne fie foarte clar. Este cea mai expusă până una alta. Mai sunt și români. Adică vin pur și simplu și recunoști printr-o lege că tu ca stat în ultimii 30 de ani ai eșuat și pentru că ai eșuat, te bați acum cu pumnul în piept și vii să-mi iei copiii. Nu! Nu asta se face, da? Pe de altă parte, dacă îmi permiteți că ați folosit cuvântul monitorizare. Domnule, Parlamentul European știați că este interzisă utilizarea platformei TikTok? Da. În Parlamentul European este interzisă utilizarea platformei TikTok prin conectarea la rețeaua de internet în termen a Parlamentului. De ce? Pentru că pe TikTok foarte mulți dintre noi suntem activi, exprimăm o părere omenească și normală care contravine părerii pe care Uniunea Europeană, nu Uniunea Europeană, cei care o conduc acum, vor să o impună nouă oamenilor ca normalitate. De exemplu, știați că în Parlamentul European, reprezentantul comunității LGBT a înturchipat-o pe Fecioara Maria ca bărbat cu părul lung și cu barbă? Noi înțelegem și suntem de acord că așa ne lăsa Dumnezeu pe domnul, nu știu, sau poate nu el, nu știu ce să zic. Eu am prieteni din această comunitate.
care își trăiesc viața în normalitate. Nu, asta este o tendință deviată a unor, să zicem, aparținători de această comunitate care vor ei să deranjeze. Dom'le, tu aparții unei comunități, vezi-ți de comunitatea ta și de obiceiuri, dar nu mă ataca pe mine, zicând că dacă nu mă ataci tu pe mine, tu ești atacat. De ce? Dom'le, eu am niște valori, am niște conveniențe, dar construiește și tu altele. Cred că ar trebui să ne respectăm reciproc valorile și... Nu vedeți cum se răspundeți lucrurile cu titlul? Uitați-vă! Că nu trebuie să li se permită orice, că dacă cumva nu-i lași să fie, să joace rolul ăsta de Fecioara Maria unui travestit sau știu eu cum îi ziceți. Ca să nu mai zicem, domnule... Atunci aveți, doamne, ataci. Nu e adevărat. Ei ne atacă pe noi și nu e cazul să tăcem din gură. A devenit un subiect extrem de sensibil prin care, din păcate, noi cei care încă suntem adepții normalității și o respectăm, putem fi puși la zi dacă folosim într-un anumit context numele acestei comunități, să fim considerați ca discriminând această comunitate. Numai de vreme de luna mai, tot în Parlamentul European, un eurodeputat din familia Verzilor Europeni, dacă nu mă înșel, a aprobat o expoziție prin care Domnul nostru Iisus Hristos era pur și simplu înjosit. Adică la picioarele... Fix asta am vrut să vă spun, chiar am discutat acel subiect, am văzut și le-am arătat telespectatorilor tablourile expuse la expoziția despre care dumneavoastră vorbiți. Este ceva de noaptea minții. Așa este, domnule Tudor. Nu, domnul Tudor, eu pun imaginile altă problemă. Au fost... Noi nu-i atacăm pe ei în nici absolut deloc. Și ei sunt suprasensibili la orice aiureală, că vezi, doamne, ar avea o... Nu, ei sunt suprasensibili, stimată doamnă Barcari, la faptul că noi promovăm o normalitate pe care am trăit-o din moși strămoși. Adică ei spun așa, nu, domnul, dar de ce să existe Dumnezeu atot, puternicul și atot creatorul? Lăsați-mi că nu există așa ceva. Dar de ce pentru? Să-și creeze aici concepții vor. Da, doamna Alexandru, de Convenția de la Istanbul, pe care s-a discutat în plenul Parlamentului European luna trecută și prin care un eurodeputat social-democrat spunea așa, domne, lăsați și bărbații să se identifice ca femeie. Pentru că ne-am înnebunit la cap, biologic, un bărbat nu poate fi femeie. Categoric. E pur și simplu biologic, științific. Dar nu, cine vrea să intre în categoria asta, stă acolo liniștiți în comunitatea respectivă, dar să nu ne atace pe noi. Absolut deloc, sunt de acord cu ce spuneți. Dar să știți că lucrurile astea se perpetuează de la o vârstă foarte fragedă și cu părere de rău vă spun că și la nivelul școlilor europene, copilași de 7-8 ani de zile sunt uciți cu asta. Învățați în viața lor de adult, își pot alege genul. Adică bărbatul, copilul, când o să fie mare băiețel, poate să fie femeie. Și atunci am fost nevoit să întreb un cadru didactic femeie și să spun așa, dumneata ce te consideri? Păi eu te văd femeie, ai păr lung și păr trochi. Ești bărbat sau ești femeie? Ești femeie. Și de ce nu vezi copilul că poate fie femeie, o să fie mare dacă el e băiat? Înțelegeți? Așa e ordinul devenit de nu știu unde și ei se supun. Până, Marga, eu sper în 2024 paradigma asta și toată măluca asta care s-a coborât asupra normalității noastre să se schimbe odată, și pentru că sunt foarte multe dificultăți. Da, dar eu pun problema să ne respectăm noi statutul nostru și, cum să spun, personalitatea noastră ancestrală, iar ei, dacă vor să-și construiască altă personalitate, să nu ne deranjeze pe noi și să-și creeze noțiunile lor, nu atacându-le pe ale noastre. Pentru că loc pare pentru toată lumea. Categorie. Da. Domnule Coarnă, vin la dumneavoastră și revenind la această monitorizare în timp real pe care Ministerul Afacerilor Externe, iată, vrea un contract cu o valoare estimată de peste 3,2 milioane de lei, da, finanțat cu fonduri UE. Și ar urma să fie implementat în termen de 4 luni, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice. Deci vrea să monitorizeze în timp real conținutul online de pe platformele social media. Cum rămâne cu dreptul la liberă exprimare, domnule Coarnă? Rămâne. Va fi luat dreptul la liberă exprimare. Și ce se întâmplă? Noi suntem partea unui experiment social.
și noi vom fi distruși prin noi înșine, da. Nu altfel. Adică o categorie de români o să abuzeze o altă categorie de români. Cei care vor monitoriza, dacă refuză lucrul ăsta, nu se va întâmpla nimic greșit sau nimic rău în țara asta. Din păcate, se pare că răul prinde extrem de ușor și avem o categorie din asta extrem de superficială care spune, da, domnule, sunt valorile vestului. Da, valorile vestului ne fac rău, nu ne fac bine. Și problema e nu că nu fac un rău mic care poate fi îndreptat într-o zi sau două. Fac un rău care nu mai poate fi îndreptat sau poate fi îndreptat extrem de greu. Deci acest experiment social se pare că este pe cale să reușească în România. Pentru că noi suntem loviți, repet, în moarele capului de aceste colți de topor care se numesc reprezentanții Guvernului României, începând de la Ciolacu până la ultimul ministru, plus instituțiile lor pe care le-au dispuție din subordine, cu poliție, cu justiție, cu parchete, cu presă și așa mai departe. Dacă cei din eșalonul 2-3 ar refuza acest abuz împotriva propriului popor, nu își vor îndeplini planul primit de la Bruxelles. Pentru că oamenii ăștia distrug poporul român cu un program și un plan numit PNRR și cu jaloanele din PNRR. Astea sunt bâtele, da, pe care Bruxelles le-a pus în mâinile guvernului din România, Ciolacu-Ciucă, iar ei folosesc aceste bâte lovindu-ne în moarele capului, spunând că vor să recupereze țara. Păi nu recuperezi nimic, domnule Marcel Ciolacu, tu ne omori la propriu. Tu omori poporul ăsta la propriu, tu și guvernul tău, prin eșaloanele secundare, prin Ministerul de Interne, prin Ministerul Justiției, prin SRI, STS, SPP și așa mai departe. Asta se întâmplă. Asta se va întâmpla și cu asta o să închid, că va trebui să ies. Asta se întâmplă și dacă noi vom accepta lucrul ăsta, aia înseamnă că ne merităm soarta. Trebuie să înțeleagă și cei din poliție, și cei din justiție, și cei din SRI, și cei din STS, și cei din SPP, că dacă pun la îndeplinire acele jaloane, acele cozi de topor pe care le primesc de la guvernanță, ne răvească în moarele capului, vor afecta pe termen mediu și lung, inclusiv familiile lor, proprii lor copii și proprii lor nepoți vor intra în acest malaxoar. Nu vor scăpa. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre ei o să treacă dintr-o parte în alta și atunci, când nu vor mai fi cu bâta în mână, vor primi bâta în cap. Asta e povestea, extrem de simplu. Noi vom fi distruși prin noi dacă nu suntem atenți. Haideți să ne îndreptăm către biserică. Haideți să mergem la biserică cu toții. Haideți să vedem că acolo este singura soluție pe care o văd eu astăzi în România. Secolul 21, dacă nu va fi religios, nu va mai fi deloc. Trebuie să mergem cu toții către biserică să ne apărăm credința creștin-ortodoxă de mii de ani. Este singura credință care a rezistat temeinic în lume și în această țară, în mod special. Și o să ies. Vă mulțumesc frumos, domnule Coarnă, pentru prezență și pentru analiză. Mulțumesc pentru... Eu vreau să intervin cu un lucru. Aduceți-vă aminte, în timpul pandemiei, că se găseau fanatici, apucați fanatici, care își manifestau, cum să spun, deviațiile astea printr-un fanatism dintr ăsta. Eu nu am mai povestit odată. Eram într-un parc, în spațiu deschis, era spațiu. Și nu purtam mască, că nu m-am purtat, în sfârșit. De pe o alee de hă-hă, abia se vedea, a luat-o la fugă un fanatic din ăsta, urlând, puneți masca! El se îmbolnăvea din cauza mă, că n-aveam eu mască. Ori nebunii ăștia își găsesc în asemenea situații, cum să vă spun, de constrângere, de terorizare, de monitorizare, ei își găsesc locul ca să atace ce nu pot în temei legal să atace, pentru că altfel nu dă bine, dar așa dă. Că el nu mai poate de devotat și de cum să spun, de implementat în lege. Da, doamna Alexandru, rămânând aici pe subiect, la sistemul ăsta de inteligență artificială, mă uit că va monitoriza influenceri, site-uri de știri, dar atenție, și starea emoțională produsă de articole. Adică cum? Adică cum? Da, de ce? Aici cu privire la monitorizare și inteligența artificială este iarăși important să avem în vedere niște aspecte. În primul și în primul rând să vedem de declarația lui Harari, am impresia, care mai de ună zi era extraordinar de alarmat că cei de la Davos, deci ei au hotărât cu privire la acest AI, această inteligență artificială, cu care se poate monitoriza absolut orice,
Și e una din formele sau forma principală de control de implementare a controlului populației și erau disperați de urmărit că pierd controlul asupra inteligenței artificiale și vor să aibă control asupra IT-știlor, celor care fac softuri, programe, chestii de genul ăsta. Pot să fiu un pic stângace în limbaj pentru că nu sunt specialistă pe partea asta tehnică, dar eu vreau să explic de ce. Pentru că această inteligență artificială, dacă vrem să o privim, deci noi nu putem opri evoluția tehnologică a softurilor. Ea în sine ca și concept nu este ceva rău, ceva negativ. Însă ce este rău este intenția cu care este folosită, da. Pentru că avem, de exemplu, cuțitul, exemplul cuțitului. Cuțitul ca instrument util în gospodărie să-l folosim, deci inteligența artificială să ne fie un instrument bun de folos al nouă tuturor să ne putem folosi, sau cuțitul ca arma crimei, cum o folosesc ei și cum o implementează ei, să controleze, să ne dirigeze, să ne... ăsta, Musk a spus că face primul implant de chip în creierul uman ca să poată să se facă conexiunea între creierul uman și inteligența artificială. Deci, iată-te, aceste monitorizări despre care noi tot auzim în presă, ele nu au scopul de a ne da nouă putere. Celor de la Davos este o frică îngrozitoare că și-au dat seama că pierd controlul asupra acestei inteligențe artificiale, pentru că sunt alți softiști, alți IT-ști care au luat și creează în continuare. Însă aici iarăși intervine mâna lui Dumnezeu și nu este o glumă, nu este o poveste de Petre Ispirescu, ci este o realitate, pentru că întotdeauna cu Dumnezeu nu poți să te bați, își va avea oamenii lui care vor face și ce este nevoie pentru umanitate, că să nu uităm și în bazmele copiilor, dar și la finalul cărții Apocalipsei, Iisus Hristos este biruitorul, ne spune nu te teme, turmă mică, iar în bazmele noastre de copii știm foarte bine că la finalul poveștii Baba Clanța este aspru pedepsită și eliminată. Deci iată-te lucrul acesta, dar este o realitate, bazmele și-au fundamentul din înțelepciunea ancestrală populară, da? Și copiilor se transmite lucrul acesta. Am văzut prin această monitorizare, iată, săptămâna trecută a fost în sectorul 3 la acel consiliu local, că avem școala 80 sau nu mai știu cum, că ce număr de școală este, unde s-a implementat, s-au pus acele camere de identificare facială. După cum se știe, am fost la dezbateri publice la Ministerul de Interne. Ministerul de Interne, nouă asociație juriștilor pentru apărarea drepturilor și libertăților, de 2 ani de zile, nici măcar până acum nu ne-au răspuns, pentru că împreună cu colegul meu Adrian Aciu am intrat și am făcut plângere prealabilă când pe modificarea, deci Ministerul de Interne a venit cu ordonanțe, avea proiectele acelea legislative care acum s-au transformat în legi, da? Și-au trecut de Parlamentul României fără discernământ. Aici este o problemă, pentru că trebuie eliminat votul la ordin politic. Noi nu avem nevoie și nu este necesar și s-a dovedit un mare rău pentru noi ca popor și ca țară, listele electorale. Deci asta va trebui să dispară. Noi avem nevoie, da. Pentru noi este necesar să votăm oameni competenți, oameni cu integritate morală, spirituală, oameni care au dovedit, au făcut ceva pentru țară, că dacă vrei să faci ceva pentru poporul tău, sinceră să fiu, suntem noi, cei pe care le știți, o dovadă vie că se poate face și fără partid politic, dar nu, da. Asta este sensul discuției. Deci noi va trebui să ne orientăm și să ne gândim la oameni, nu la liste de partid. Asta ne-a dus la faliment și la pieire. Da?
pentru că ei în momentul când ajung acolo în Parlament, ei nu mai sunt, ei trebuie să ne reprezinte interesul național și pe noi ca oameni, dar nu listele și ordinele politice. Așa, este, sunt ultimele două minute din emisiune, doamna Todorescu, am văzut că ați vrut să completați, vă rog. Despre inteligența asta artificială, voiam să spun că niciodată inteligența artificială nu va depăși prostia naturală și, din păcate, orice ingerințe în viața și dezvoltarea unui individ sănătos se întâmplă prin această inteligență artificială, se întâmplă tocmai din cauza prostiei naturale, care permite o ingerință atât de mare. Haideți să fim părinți responsabili și să punem mai puțin în mâna copiilor telefonul și tableta ca să ni-l luăm de pe cap și să-i scoatem afară la un joc cu mingea, să-i scoatem cu bicicleta afară, să-i ducem frumos în parc, să se bucure de natură, să le punem o gălețică în mână să scurme în nisip, să-i învățăm să cultive o roșie sau un cartof, da? Și o, să găsească și să bucurie facem împreună acest și să găsească, lucru, sigur, și să găsească bucurie în lucruri naturale și firești, să se bucure de viață așa cum ar trebui, nu doar de lumea virtuală, pentru că dacă îi obișnuim de mici cu această plăcere doar a telefonului, a laptopului, a jocurilor, a tabletelor, doar asta vor păi ști. Păi e simplu să te speli pe mâini, dar să-l știi, da, acolo, într-un loc. Câți părinți nu ați văzut în restaurant cu copiii, că duc copiii la mese în restaurant și le pun telefonul în mână să se joace câte două ore pe telefon doar ca să-și mănânce ei liniștiți masa. Da? Deci da, dar nu știu care prostia, va fi liniștea de mai târziu. Prostia naturală asta este cea care permite dezvoltarea exagerată a inteligenței artificiale. Din păcate, trebuie să și încheiem, aș vrea să și concluzionăm, este ultimul minut din emisiune. Doamna Barcari, încep cu dumneavoastră, vă rog. Eu am două lucruri care rezultă și din ce au vorbit cele două doamne avocate, care sunt foarte profunde. Una, eu mă felicit că întotdeauna am tăiat listele de propuși să-i votăm, pentru că așa am scris chiar pe un buletin de vot, atâta timp cât nu cunosc, nu aleg. Și așa ceva n-am făcut și mă felicit. De unde, undeva am mai fost și criticată, dar eu mă felicit că am făcut lucrul ăsta, mi se pare demn. Și a doua concluzie este că acolo unde se intervine politic, se distruge tot. Politicul nu are ce căuta în locuri de profesionalizate, unde numai profesioniștii trebuie să meargă, iar ei trebuie să asigure acestor profesioniști cadru de manifestare profitabilă, încât noi, toată țara și toată populația, să fim în avantaj. Ori, în secunda în care acești politicieni se demonstrează trădători, trebuie să găsim o soluție să-i excludem imediat, nu să-i ținem până la noile alegeri. Și să și răspundă pentru faptele lor, bineînțeles. Mai ales să răspundă. Mulțumesc frumos, doamna Barcari. Doamna Alexandru, vă rog o concluzie. Da, îi putem elimina dacă vom reuși să implementăm legea referendumului popular. Asta una la mână. Doi la mână, de politic vom avea nevoie și politicul trebuie. Eu nu sunt împotriva politicului, dar una este să facem o politică în sensul administrației de stat și în sensul administrării României și apărării intereselor legitime și intereselor țării și ale poporului, și alta este să facem politici de interese personale pe liste de partid și de grup, da, exact, personale și de grup. Deci aici este o problemă și va trebui să facem o distinție clară. De aceea fac apel la conștiința tuturor celor care ne ascultă să își întoarcă ochii invers spre interiorul propriei persoane și să facă o analiză asupra propriei vieți și să înțeleagă toți că viața nu înseamnă doar să mănânci, să dormi, să te duci la un loc de muncă și să satisfaci niște necesități biologice, indiferent care ar fi acelea. Viața înseamnă mult mai mult și a trăi în comunitate nu înseamnă numai eu și restul poate să se ducă sau să se întâmple orice. Da. Da. Vă mulțumesc frumos, doamna Alexandru. Domnule Tudor, vă rog, o concluzie. Din 9 iunie 2024, viața politică în România va pune în centrul său cetățeanul. De ce? Pentru că la cârma țării vor ajunge oameni competenți,
dragoste de țară și de aproape, așa cum ne îndeamnă Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumesc frumos, domnule Tudor. Doamna Teodorescu, o concluzie. Doamna Solomon, îmi doresc să vină ziua în care românii să-și ia destinul în propriile mâini, să nu mai accepte să fie prostiți, mințiți pe față, să nu mai înghită orice minciuni le sunt plimbate prin fața ochilor de guvernare și să aibă curajul să spună că sunt nemulțumiți, să iasă, să ceară ce este a lor și firește să voteze de data asta, să nu mai lase ca 30% din populație să le decidă soarta, să iasă în număr cât mai mare la vot și să-și aleagă ei, prin decizia lor, viitorul pe care consideră că îl merită. Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos tuturor pentru prezență și pentru analiză. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, Ramona Solomon sunt, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem luni, de la 19, tot aici, la Global News. Numai bine!